urgent această ședință pentru că avem proiectele pe PNRR și primul proiect pe care noi l-am încărcat, ceea ce ține de planul urbanistic general, am primit joi seara, chiar în timpul ședinței noastre au venit clarificările. Trebuie să dăm o nouă hotărâre, iar termenul limită este miercuri. Nu aveam cum să facem mâine ședința și miercuri să încărcăm, pentru că ne trezim că poate ceva nu e în regulă și mai vor ceva. Și atunci mâine să încărcăm pe platformă. În afară de această hotărâre de Consiliu Local, mai avem o declarație care trebuie dată și în rest suntem în regulă cu pentru aprobarea planului urbanistic general în format digital. Asta este singura temă pe care, de fapt, ați fost informați. A doua temă pe care vă propun spre aprobare, doamna director astăzi a transmis către noi o adresă prin care să desemnăm doi reprezentanți ai Consiliului Local și un reprezentant al primarului care să fie membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin. De fapt, este o hotărâre pe care o facem în fiecare an, în început de an școlar. Acum, în Consiliul de Administrație al Școlii, după cum bine știți, din partea primarului sunt eu, din partea Consiliului Local era domnul Vice Găvârdici și doamna Camelia Moraru. Rămâne în discuție. Hai să aprobăm cele două puncte pe ordinea de zi. Atât vă cer. Dispunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Vă abțineți la ambele? Ordinea de zi. La al doilea punct. Am discutat, n-am vrut să mai spun indicii. Din data trecută. Și credeți că e bine să așteptăm sfârșitul lunii septembrie ca să... Păi normalitatea care este, domnul vice? Fost viceprimar, care știți prea bine, știți prea bine cum sunt regulile... Astăzi a ajuns la primărie. Trebuia să stăm sâmbătă și duminică să așteptăm adresa școlii, domnul Gheorghiță. Este foarte adevărat, fiecare... Ședință de ședință. Da, ședință de ședință. Da, păi, când o să-i explicați dumneavoastră, ce, băi, bărbați, iar am pus... Că sunt lucruri urgente, domnul Gheorghiță. Vreți să așteptăm 16 ani, cum a stat dumneavoastră 16 ani? Păi asta este adevărul. 16 ani a stat și n-ați introdus nimic pe ordinea de zi, s-a stat bine, mersi. Ba chiar îmi stă. Eu... Este democratic. Am părerea mea. De acord. Mi-am și explicat-o. Dacă vreți să-mi răspund, nu mă puteți. Eu înțeleg, pentru că 16 ani s-a stat, vreți în continuare să stați în Consiliul Local, tot degeaba cum ați stat și 16 ani. Este normal. Așa este. Este politica dumneavoastră a PSD-ului. Dacă n-ați făcut dumneavoastră, să nu facă nici alții. În mod democratic, da? Da. Așa că respectați opțiunea. Trecem la primul punct. Fără comentarii. Fără comentarii. În comentariile o să le facă sătenii noștri în urma acestei filmări. E dreptul lor. E dreptul sătenilor noștri să vă aprecieze starea de fapt pe care dumneavoastră o creați ca lider de grup. Da? M-am abținut și cu asta basta. Ce este, o rușine sau ce? Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Mergem. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii de Consiliul Local numărul 36 din 14.04.2022 de aprobarea depunerii proiectului, elaborarea planului urbanistic general
în format digital a documentelor de amenajare a teritoriului din comuna Mănăstirea și județul Bacău. Anote fundamentale și anexe privind descrierea sumară a investiției. Doamna primar? Atunci o să vă citesc descrierea sumară a investiției actualizată, propusă prin proiectul elaborarea planului urbanistic general în format digital a documentelor de amenajare a teritoriului în comuna Mănăstirea Cașin, în județul Bacău. OAT Comuna Mănăstirea Cașin pregătește documentația suport pentru obținerea de finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene în vederea implementării proiectului elaborarea planului urbanistic general în format digital a documentelor de amenajare a teritoriului în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, în vederea finanțării acesteia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, C10, fondul local, axa 1-4, elaborarea sau actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Obiectivul investiției este de a îmbunătăți cadrul de planificare teritorială prin documente și proceduri simplificate și digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces sporit și transparent la documentele de planificare spațială și teritorială, de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de a crește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism. Un sistem informatic geografic, asta înseamnă GIS, este un sistem pentru colectarea, gestionarea, integrarea, manipularea, analiza și afișarea sau prezentarea datelor și informațiilor care sunt atribuite suprafeței terestre, date sau informații geografice cu ajutorul mijloacelor de calcul automat, adică al computerului. Un sistem GIS poate fi conceput ca având patru funcții principale: intrarea datelor, stocarea și accesul la baza de date, manipularea, prelucrarea și analiza datelor, ieșirea datelor și rezultatelor. Necesitatea investiției este justificată de faptul că în comună nu există un plan urbanistic general în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. Măsurile aferente acestei reforme vizează adaptarea unui cadru de elaborare sau actualizare a documentațiilor urbanistice și de amenajare a teritoriului în format digital pentru a fi utilizate în scopuri publice, care nu reprezintă o activitate economică și presupune culegerea, prelucrarea, stocarea și exploatarea datelor și informațiilor privitoare la suprafața Comunei Mănăstirea Cașin. Avantajul implementării GIS îl reprezintă faptul că este un sistem care are la bază tehnica computerizată, ce are ca scop exploatarea eficientă și rapidă a datelor și informațiilor din teritoriu. Valoarea maximă eligibilă pe proiect este calculată în acord cu mențiunile ghidului solicitantului, adică 90.000 de euro, la care se adaugă TVA în valoare de 17.100 de euro. Un euro este calculat la luna mai 2021 la 4,9227. Valoarea maximă eligibilă fără TVA a proiectului în lei este de 443.043, la care se adaugă TVA în valoare de 84.178,17 lei. În plus, se adaugă cheltuiala neeligibilă, ce va fi suportată din bugetul local al comunei, în valoare de 30.000 de lei, la care se adaugă TVA în valoare de 5.700 de lei. Valoarea stațiilor de încărcare, acordate conform ghidului de finanțare, este de 246.135 de lei, la care se adaugă TVA în valoare de 46.765,65 de lei, echivalentul a 50.000 de euro, la care se adaugă TVA în valoare de 9.500 de euro. Valoarea totală de finanțare este de 689.178 de lei, la care se adaugă TVA în quantum de 130.943,82, echivalentul a 140.000 de euro, la care se adaugă TVA în valoare de 26.600 de euro. Practic, în momentul în care noi am încărcat în platforma PNRR-ului, aveam obligativitatea de a bifa cele două stații electrice. Crezând că suntem, era de fapt o lege dată la nivel de țară și scria punctual Mănăstirea Cașin,
Dacă intră în platforma de finanțare, trebuie să puncteze cele două stații, abia după aceea poate încărca orice sumă de euro accesează. Ca noi, sunt multe localități care au bifat și au trecut mai departe, fără să ne luăm această hotărâre pentru stații. De fapt, aici este problema noastră, l-a încărcat documentele. Și atunci, dacă ați văzut proiectul de hotărâre că a fost încărcat, cu modificarea notei de fundamentare, cu articolul 8, care se adaugă valoarea stațiilor de încărcare acordate conform ghidului de finanțare, este de 246.135 de lei, la care se adaugă TVA în valoare de 46.765, echivalentul la 50.000 de euro, la care se adaugă TVA în valoare de 9.500 de euro. Ăsta e singurul articol care a fost introdus în plus față de ceea ce am aprobat într-o ședință anterioară. Astea noi mâine vrem să le încărcăm pe platformă și Dumnezeu să ne ajute până la sfârșitul anului să semnăm contractul de finanțare pentru implementarea planului urbanistic general la nivelul Comunei Mănăstirea Cașa. Da. Să punem la vot, cine este pentru? Împotriva, abțineri, unanimitate. Punctul 2. Punctul 2. Deci această adresă cu numărul 7424 din 5 ianuarie 2022, prin care școala ne înștiințează că trebuie să încărcăm această, să ne punem în Consiliul de Administrație aceste lucruri. Atunci va trebui ca secretara de la școală să fie penalizată. Nu poate face pe întâi o adresă și să ne aducă pe cinci. Sunteți de acord, domnul Gheorghiță? Sunt și care nu are rost să spun. Nu, dar vreau să mă justific. Adică o adresă pe care are un număr la școală, nu trebuie să ajungă în aceeași zi într-o instituție, da? Deci poate fi primis. Sau de la inspectorat. Am să accept. De la inspectorat, de exemplu, dacă o adresă primită de la minister are o anumită dată, nu poți să ajungă la noi în aceeași zi. Adică nu s-a făcut nimic. Noi am făcut adresa pe data de întâi, au fost atâtea treburi pe la școală și dar n-am trecut să știu dacă era consilier și domnul Ghibu și primeați materialul în aceea zi. Nu poți să pentru cetățeni? Dar nu e, nu e asta. Și vreau să spun. Și pentru că au fost atâtea lucruri la școală, ei, dacă era secretar domnul Gheorghiță, sigur adresa ajungea pe 1 septembrie. Da, să vă spun. Și doamna secretară a văzut-o, zicai tu adresa la primărie. Dacă nu se află, niciun problemă, că ea poate fi acumat în ședința următoare. Dar nu cred că este un lucru atât de... Iar referitor la dată, este firesc. Noi avem o înregistrare pe data de 1, care e problema dacă aici a înregistrat, înseamnă că am adus-o. Deci nu este nimic. Problema este cu mătările din Consiliu. Un vot nu a sens, de ce fără probleme, deci trebuie să faci marta. Da, e dreptul meu, e așa. E dreptul meu, e așa. Eu aș vrea să dreptul meu și un drept democratic, pe care nu putem să îmbrăgim. Eu vreau să spun că este nimic ilegal în treaba aceasta. Domnul meu, am ascultat de ce i-am dat. Da, fi deschid dreptul de școală, m-am spus că dar pare să spun lucrurile. Da, bun. E o chestiune de principiu, e a rezolva problemele comunei. De asta suntem aici. Ca, dacă avem principii, principiile înseamnă să vedem o ortie cât este de importantă, să vedem un proiect cât este de important la nivelul comunei și să-i dăm drumul spre aprobare. Nu doar de dragul de a ne arăta împotriva la ceva care ar fi ilegal, fraților, dar nu la lucruri importante pentru comună. Hai să nu ne facem un obicei ca din ședințele de Consiliu Local să le transformăm într-o nebunie. Este o ordine cu ședințele
sunteți luat. Exact. La ce a făcut mandatul dumneavoastră în timp la doua ședință, domnul general, cred că cineva, a specificat această chestie, aspect. Pentru că s-a văzut materiale cu ultima stabilire. Și a zis să nu se mai întâmple pe parcurs. Dar nu introduceau niciun material. Atenție! Nu introduceau niciun material. S-a ajuns la aceeași chestie. Aici ai principiul ca să nu ați Vă rog frumos, liniște! Vă rog frumos, vorbim pe regat, înțelegem toți odată, da? Faceți propuneri. Propunerea mea ar fi ca foștii membri să rămână în continuare pentru că asigură continuitatea situației și a sistemului și cunosc foarte bine evoluția. Păi tocmai dacă dumneavoastră o tărâți acum schimbarea, dar dumneavoastră nu vreți să conduceți o ședință, da, păi să mai și mergeți la nu știu ce întâlniți. Ați scris proiectul și l-ați trimis? Domnul Chelaru! Domnul Chelaru, în calitate de membru, sunt și consilier și am drept să fac propunere, da? Să facă propuneri, corect. Domnul Roșu, faceți o propunere. Eu cred că lucrul nostru a venit până acum. Până acum s-a făcut cu cei care au Doamna Iordache poate confirma. E cea mai în măsură. Lucrurile au stat bine până acum. Fiesc. Eu întreb foarte serios. Lucrurile care merg bine nu se schimbă. Corect. Întrebați consilierii care vă reprezintă dacă ați văzut. Doamne, cine vreau. Dacă vreți să dați lecții, eu sunt dispus să ascult. Nu vă dau lecții, vă. Eu ascult pe toată lumea. Dar cred că n-am pus o întrebare. N-ați pus-o. Dar v-am zis că sunt reprezentanții dumneavoastră. Dar credeți că trebuie să schimbăm, găsim o soluție mai bună ca cea de acum. Poate. Și să spun, în calitatea mea de director, cred că am dreptul să spun că vreau să-i schimb sau nu, vreau să-i păstrez. Am mers lucrurile foarte bine. Asta nu înseamnă că pot să mă pronunț eu dacă rămân sau nu. Corect. Sau... Suntem în consiliu local. Așa este. Dumneavoastră aveți dreptul să faceți asta lucrurile. Să punem la mod și asta pasă. Adică nu e nicio problemă. Nu pot să spun eu acum, băi, nu mi-au convenit, dați-i joc sau... De pe oricine este dreptul dumneai ei. Deci din primărie. Nu e neapărat din primărie, acum spun care au fost discuțiile. Puteți să propuneți pe oricine este dreptul dumneai ei. Asta nici măcar nu se votează în consiliu. Nu, aici e doar consilieri. Doar și doi consilieri se votează în consiliul local, pentru că sunt reprezentanții consiliului local. Alte propuneri? Supunem la vot cine este pentru, domnul Zgăvărdin și doamna Moraru. Abțineri, împotrivă, o abținere, domnul Gheorghiță. Vă mulțumim. La diverse? Nu se scrie nimeni la diverse, declar încheiată ședința. Vă mulțumesc.